Chiar dacă la această școală participă elevi din clasele mici până la cei care sunt în clasa 12-a elevi de liceu, totuși se poate numi și o academie de vară. Cea de-a 16-a ediție a Școlii Parohiale de Vară Eșelnița din Mehedinți s-a deschis oficial astăzi, printr-un pelerinaj la hramul Mănăstirii Sfânta Ana din Orșova. Preasfinția sa s-a întâlnit în Biserica Parohială cu cei aproape 100 de tineri cursanți înscriși în cadrul acestei acțiuni. Cu acest prilej, pe lângă cuvântul de binecuvântare, ierarhul nostru a subliniat importanța rugăciunii în viața creștinului. Și acum împlinește cererile robilor tăi. Vedeți cât e de important să fiți în biserică să cereți? Cât de important să vă rugați! Cu binecuvântarea ierarhului locului și în colaborare cu primăria Eșelnița, școala parohială de vară, sub genericul rugăciune și strămutări, cuprinde următoarele activități: întâlniri cu oameni de seamă, lecturi, rugăciuni, teatru, muzică, limbi străine, concursuri literare și de asemenea drumeții. La final, câțiva membri ai corului episcopal Chinonia au susținut un buchet de cântări bizantine. Acțiunile se vor desfășura până în data de 25 august, în locațiile de pe cuprinsul parohiei, și anume la muzeu, la biserică sau la căminul cultural.